găsit, dragi prieteni, ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară vorbim despre atitudine. Invitatul meu este psihologul Cătălin Iriciuc, pe care îl salut cu această ocazie. Bună seara, Cătălin! Bine ai revenit, Ștefan, la dialoguri între minte și inimă. Mulțumesc pentru invitație. Cu multă plăcere. Glumeam înainte de emisiune că altitudinea determină atitudinea. Sau invers. Atitudinea determină altitudinea. Funcționează în ambele sensuri. Și amplitudinea, așa cum... Se învârte în buclă. Cum ai spus tu. Da. E ușor în viață, când îți merge bine, să ai o atitudine bună. Da. Îți merge bine întotdeauna când ai o atitudine bună. Exact. Mai degrabă funcționează invers și este important pentru noi invers. Cum definești atitudinea? Definiția care mi s-a părut cea mai corectă a fost că este o predispoziție învățată cu privire la diverse aspecte ale vieții, la lucruri, persoane, situații și așa mai departe. O predispoziție învățată. Deci e felul în care eu mă raportez la ceva. Însă, din punctul meu de vedere, atitudinea e partea de mijloc a unui complex de trei elemente, care ține sus de valori și jos de comportament. Ok, hai să auzim. Adică, valorile mele determină atitudinea mea. Atitudinea mea determină comportamentul meu. Da. Și atunci, dacă valorile mele sunt corecte pentru mine și pentru mediu, atitudinile mele sunt pozitive și comportamentul meu este bun, devin aliniat. Bine, noi avem niște valori, dar putem să ne alegem atitudinea și noi și alegem de multe ori. Da, dar ne alegem pe baza acestor valori. Adică dacă unul din dacă una din valorile mele, să spunem că este libertatea, da? Care libertatea e un sentiment până la urmă, atitudinea mea față de libertate va fi una foarte ok. Da? Adică nu voi încălca niciodată libertatea celui de lângă mine. Eu știind că asta e o valoare foarte importantă pentru mine. Și atunci mă voi comporta în concordanță cu lucrul ăsta. Bun, atunci hai să vorbim despre valori în cazul ăsta. Lasă atitudinea deoparte și hai să vorbim despre valori. Care sunt valorile bune? Care sunt valorile sănătoase? Cum le căpătăm și cum le putem schimba? Hai să o luăm de la bază în sensul ăsta. Ok, deci toate valorile care țin de aspecte de înalt nivel, să spunem, da? Sau de un nivel ridicat, spiritual, cultural, educațional și așa mai departe, sunt ok, sunt bune. Dacă valorile mele sunt cele care privesc, de exemplu, ceea ce se definește în principal prin drepturile omului, da? Adică dreptul la libera circulație, la libertate, la proprietate și așa mai departe, ele sunt patru, în fine, atunci eu voi merge mai departe în atitudinile mele cu acest tipar. Da, de acord. Bun. Dă-mi voie să te sabotez un pic. Te rog. Astea sunt niște valori ideale. Toate valorile sunt ideale. Sunt ideale. Care sunt valorile practice ale oamenilor? Că asta este o treabă așa frumoasă. Păi, ele sunt individuale. Individuale. Eu mi-aleg valorile. Dar oamenii ce valori își aleg de obicei? Păi, în funcție de cunoaștere pe care o au. De asta e foarte important. Noi am făcut o emisiune pe povestea asta, pe tema asta, a educației și a cunoașterii. Exact, ajungem la educație. Da? Deci așa. Eu, ca să am niște valori corecte și profunde și de un alt nivel, trebuie să le învăț de undeva. Nu mă nasc cu ele învățate. Adică arhetipurile sunt structuri psihice înnăscute. Mă nasc cu ele. Da? Valorile nu sunt. Valorile sunt cele pe care le primesc de-a lungul educației mele. Dacă educația mea e precară, valorile mele vor fi precare. Să-ți dau un exemplu. Am văzut astăzi dimineață un lucru care spune așa: 440.000 de tineri între 20 și 24 de ani nu se gândesc la viitorul lor în România. E grav. Da. Da, de oameni care sunt căsătoriți, nu lucrează nicăieri, trăiesc din banii părinților sau au terminat liceul 3 ani de zile, încă se gândesc ce să facă și așa mai departe. Da. Ok. Asta, primul lucru despre care se poate discuta în situația asta, este lipsa valorilor. Eu ce însemn, da? Eu ce las, pentru că eu iau ceva societatea ca să mă educe pe mine, faci un efort. Da. Nu contează cât de mare, e irelevant, dar ca eu să ajung, nu, eu personal, ca să ajung
unde sunt, e foarte posibil ca cineva să nu fi cumpărat o ciocolată copilului, să nu a fi avut posibilitatea asta, da? Da. Aia 10 lei cât costă o ciocolată să fi trecut în bugetul educației mele. Eu trebuie să las ceva, trebuie să dau înapoi societății, da, pământului, țării mele, trebuie să dau ceva din punctul ăsta de vedere. Dacă, categoric. Da, dacă valorile mele sunt o calitate îndoielnică, pe principiu să-l fac pe ăsta, da, acolo în fundătură ajungem. Și ajungem la egoism versus altruism. Ajungem la egoism, dar ajungem mai mult decât la egoism, ajungem la suferință. Ceea ce e un lucru, din punctul meu de vedere, destul de nasol. Adică eu, dacă valorile mele nu sunt corecte, am foarte mari șanse să provoc suferință în jurul meu. Exact. Și dacă fac lucrul ăsta, nu-mi îndeplinesc menirea de om. Asta e până la toată urma. Da, și nu ajung eu să fiu o ființă împlinită, că până la urmă cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Da, corect. Așa este. Eu trebuie să dau ceva mai departe. Ce dau mai departe? Nu cum îmi educ copiii sau cum îmi educ, nu știu, hai să spun, dacă vine cineva să învețe de la mine, da? Ce transmit celui care învață de la mine? Trebuie să-i transmit niște lucruri de o calitate înaltă. Și trebuie să pun exemplu personal la baza a ceea ce transmit, fiindcă, apropo de copii, copiii fac ceea ce văd la părinți, da, de regulă nu ceea ce le spun părinții. Foarte adevărat. Sau în măsură mult mai mare ceea ce văd decât ceea ce li se spune. Da. Da? Da. Bun. Și rămânem la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme și la care nu ai răspuns încă, nu mai mulțumit. Da, okay. Nu mai convins. Care sunt valorile acelea rele care se întâlnesc în societate? Una din valorile rele este că numai eu contez. Că nu-mi pasă de cel de lângă mine. Că nu-mi pasă, de exemplu, ce se întâmplă cu mediul. Că nu-mi pasă ce se întâmplă cu societatea în care trăiesc. Da? Adică, și nu-i vorba de retragerea aia care mă ajută la supraviețuire. Știi că pot exista momente istorice care să mă ducă în spate spre familie să supraviețuiesc. Nu, e vorba pur și simplu de nepăsare. Nu știu dacă ți-am spus vreodată gluma cu diferența între egoist și egocentrist. Ți-am zis-o? Nu. Imaginează-ți o situație. Egoistul stă la coadă la bilete, la cinematograf. Și ar vrea să fie primul la coadă. Ăsta este egoistul, da? Egocentristul ar vrea să fie singurul. Ah, corect. Da, da, da. Da? Foarte corect exemplu. Deci avem și genul ăsta de valoare în, da. În ghilimele. Asta e o non-valoare. O valoare care nu are nicio utilitate practică. Faptul că doar eu contez și sunt destul de numeroase cazurile astea. De exemplu, un triunghiul ăla cu victimă, călău, salvator. Da? Da, da. Da? Victima poate ajunge la faze din astea. Pentru că în multe cazuri victima este doar în capul ei victimă. Adică, corect. Da, și atunci ajung la faza asta de egocentrism sau de egoism sau povești de felul ăsta care asta arată lipsa valorilor. Da, la faza malignă a ego-ului, exact. Să zicem, da. Da? Da, da, da. Bun. Alte valori rele. Deci nepăsarea. Nu contează ce se întâmplă cu cei din jur, eu trebuie să am lucrul respectiv necondiționat. Da. Da? Pe asta ai spus-o. Alte valori rele. Lucrurile care duc în direcția asta a violenței, să spunem, da? Care provin tot din povestea egoismului sau a egocentrismului. Dar comportamentul... asta, deja e o poveste de comportament, dar tot aici la valori intră. Adică nu-mi pasă cum mă comport față de cel de lângă mine. Îmi permit să fac orice. Numai eu contez. Astea sunt lucruri care sunt în partea negativă a sistemului de valori. Cătălin, avem într-o țară imaginară, într-un an imaginar, într-o perioadă imaginară, o populație imaginară care începe să degenereze și capătă aceste valori, iarăși, în ghilimele. Ce anume poate converti oamenii ăștia? Spiritul. Dacă oamenii înțeleg că lucrurile se fac pentru spirit, atunci toată povestea asta capătă sens bun.
Pentru că lucrurile se fac pentru spirit. Nu se fac nici ca să câștig bani, nici ca să am succes, nici ca să fiu celebru, nici pentru nimic. Lucrurile se fac pentru spirit. Celelalte sunt consecințe a ceea ce fac. Banii, succesul și așa mai departe. Știi, uite, un exemplu interesant. Un mare om de afaceri a strâns sume colosale de bani toată viața. Nu e problema mea să judec dacă cinstit sau necinstit, asta Dumnezeu știe și e și greu de judecat. Dar la sfârșitul vieții, când este foarte bătrân, începe să facă acte caritabile, să construiască instituții care să particulare, care să-i perpetueze numele. Își cumpără acest om un loc în eternitate sau este locul, vorba de o schimbare? Locul lui în eternitate oricum există. Dacă eu fac lucrurile astea ca să-mi rămână numele, dacă fac lucrurile în felul ăsta ca să-mi rămână numele, din punctul meu de vedere, nu e în regulă. Adică eu trebuie să am în permanență o atitudine, un anumit set de valori, în așa fel încât atitudinea și comportamentul meu să fie ok. Adică, motivația ta să fie una ok. Da. Păi astea duc... Și asta să-ți determine o atitudine... Da. Deci nu că să-mi rămână numele. Corect. Hai să fim oameni serioși. Dacă analizăm, sunt câteva mii de oameni în, să spunem, 30.000 de ani de istorie, care au, cărora le-a rămas numele. Faptul că scrie pe o școală numele cuiva nu înseamnă mare lucru. Tu oricum s-ar putea să nici nu mai știi cine a fost evident personajul... Da, și nici să ajung la faza respectiv asta de nepăsare și nici să nu-mi pese cine a fost personajul. Da? Asta, spun, asta poți să fii sigur. Da, și atunci mă duc la liceul Mihai Viteazu. Da? Dar cine a fost Mihai Viteazu? Ok. Ce a făcut? Două lucruri măcar, da, să știi. Da, da? Nu, e povestea... În ce perioadă a trăit? Cu aproximație exact, măcar. Exact. Astea sunt lucruri care țin de valori. Și atunci... Pe de o parte, eu fac lucruri ca să-mi rămână numele sau ca să arăt că băi, toată viața mea am adunat bani, dar eu nu sunt Mr. Scrooge, nu sunt un avar, nu sunt un nenorocit care am făcut lucruri, ci sunt un filantrop, dar filantropia mea ține 2 ani. Dacă da, m-am trezit la 70 de ani și la 72 de ani am murit, dar 2 ani de zile am făcut un complex sportiv și o școală și acum sunt marele filantrop. Hai să spun o întâmplare drăguță și reală, din păcate. Discutam cu un tânăr și îmi spune, am terminat liceul X din localitatea Y și îl întreb, cine a fost X? Și îmi răspunde, nu știu, domnule, ce, eu sunt constructor de licee? Corect. Așa este. Asta ține de valori. Să nu știi, de exemplu, deci poporul român e pe pământurile astea de câteva mii de ani bune, dinainte de scriere de la Sumer, pentru că nu cu tăblițele de la Tărtărie, ci cu cultura cucuten Tripolie, cu o istorie bogată cultural și spiritual, cu lucruri care s-au întâmplat, ca eu să trăiesc pe pământul ăsta, nu s-au întâmplat niște lucruri de-a lungul istoriei și o să nu le știu. Și să mi se pară ok lucrul ăsta. Și cu un mare număr de oameni de valoare și în prezent. Nu mai spun asta. A, nu se neglija treaba asta. Da, da, aici o, și aici deci o, nu suntem o națiune secătuită. Suntem departe de așa ceva. Este evident numai că oamenii ăștia de valoare, ok, trebuie să-i găsești cumva, trebuie să afli cumva despre ei. Și oamenii ăștia de valoare, mulți dintre oamenii din valoare au făcut un pas în spate. Împotriva non-valorii, să spunem așa, da? Am spus, bă, nu mă bag în povestea asta pentru că nu-i de mine. Și nu sunt cunoscuți. Adică nu vor să-și asume, dar bun, nu, asta nu este că nu alt... Să, nu că nu vor să-și asume. Poate că vor să-și asume o poveste, de exemplu, culturală sau spirituală, dar n-ajung să fie cunoscuți. Tocmai pentru că... N-ajung să fie lideri. N-ajung să fie lideri, asta e clar, poate că asta nu-și asumă, să fie lideri. Păi la asta mă refer, da. Eu mă refer la faptul că n-ajung să fie cunoscuți nici măcar, să spun, cultural sau spiritual. Scrie un tip o carte minunată, da? Dar nu știu despre ea, pentru că omul ăla a avut bani să scoată 500 de exemplare. Bun, asta cât îi permite sistemul evident, social. Evident, dar asta arată că valoarea nu e la locul ei. Și atitudinea mea față de valoare nu e la locul ei și valorile mele nu sunt la locul ei. Dacă eu apreciez chestii din astea de 2 lei, nu? S-a făcut unul șmecher peste noapte și ăla e modelul meu, ăla care a câștigat în
3 ani 6 milioane de euro, să spun, nu știu dacă există așa ceva, da, să zicem, da. Și mijloacele prin care le-a câștigat nu sunt cele corecte și ele modelul meu, îți dai seama de valorile pe care le-am. Pentru că și valorile mele se duc mai departe, atitudinea față de muncă. Da, te duci și intri în contact cu o persoană la care trebuie să-i plătești un serviciu. Și persoana respectivă nu se comportă la nivelul la care ar trebui să o facă, nu la nivelul așteptărilor mele, dar ele... Nu, nici măcar la nivelul minim. Da, deci asta ține de valori. Asta ține de valori, asta ține de înțelegerea aproapelui meu, asta ține de înțelegerea locului pe care îl ocup, unde îl ocup, că nu contează, asta ține de ce haină port și ține de valori. Da, dacă valorile mele sunt, bă, pe lângă mine, pe o rază de 300 de metri, să nu fie nimeni, că sunt cel mai mare șmecher, am o problemă. Uite un aspect interesant. Întreabă un asemenea om cu asemenea valori negative, da? Întreabă ce își dorește pentru copiii lui și o să vezi că toți își doresc lucruri bune. S-ar putea da niște exemple aici, da? El a ajuns bogat peste noapte, așa, nu se știe în ce condiții, iarăși nu comentăm, nu e problema noastră, dar își dă copilul la una din cele mai bune școli din Anglia. E foarte corect, numai că aici e un alt aspect după capul meu. Aici e problema de a câștiga respectabilitatea. Adică eu sunt un desculț dintr-un sat din la 11 km de Suceava, de unde sunt eu, ca să nu fie vreo problemă, da? Ajung mare bogat, îmi trimit copiii la cele mai șmechere facultăți din Occident. Da. De ce? Ca să-și cumpere respectabilitatea. Adică să șteargă partea de istorie care nu e... Ești convins că nu sunt, de fapt, valorile bune ascunse undeva în inima lui, care spun că totuși copilul lui ar trebui să fie așa cum e bine să fie? Așa cum ar fi trebuit să fie el? Da. Cum ar fi trebuit să fie el, dar nu a fost și nici nu este. Și nici nu este, dar încearcă să ofere copilului. Păi, încă o dată. O viață bună, în sensul cel mai sănătos, am spus, viață bună. Din punctul meu de vedere, e în regulă să faci lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, este un fel de a cumpăra respectabilitatea, pentru că dacă vrei să faci lucruri din punctul ăsta, gândește-te așa. Clasa în care, eu nu, nefiind un fan al monarhiei românești, da? Dar clasa în care a învățat regele Mihai, da, a avut de la țărani în sus toate categoriile sociale. Corect, fiindcă așa a făcut bătrânul rege Carol, așa a construit colectivul. Da, ok. Asta înseamnă, ăsta este un sistem în care valorile sunt bune. Adică dacă eu am bani și îmi trimit copiii la studii în Occident, băi, să mai trimit 10. Nu-i trimit la studii noi. Să ofer 10 burse pentru... Eu cunosc oameni care s-au dus la școli din astea generale și au spus, ok, vreau să ofer burse de 400 de lei pe lună, în condițiile în care ai trăit un ajutor social. Dar elevii ăștia vreau să fie... Da, știi că părerea mea este că viața te învață valorile bune, de fapt, până la urmă. Uite, toată lumea știe valorile bune. Îți dau un exemplu, chiar te învață să le folosești. Îți dau un exemplu, că spuneai de regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească. Am auzit o poveste, nu știu cât este de adevărată, dar am auzit-o din mai multe surse. Spune că era la școală, exact în acea clasă de care spui tu, și colegii de clasă s-au dus la preot, la profesorul de religie. Și au spus, părinte, maestatea sa ne bate în pauză. Îi bătea de usca și n-aveau curaj să dea în el. Și preotul îi spune, zice, copii, dar nu există așa ceva, maestatea sa nu bate pe nimeni. Maestatea sa se joacă, jucați-vă și voi cu maestatea sa. Ok. Da. Adică viața, universul câteodată vine și universul îți răspunde, este o oglindă foarte bună. Universul îți creează întotdeauna și nu numai că îți creează, te și împinge pe ușile cele mai bune. Chiar dacă se întâmplă lucruri foarte, hai să le spun, foarte grave, să le spunem așa. Sau ți se par ție a fi foarte grave în momentul în care, respectiv. În momentul în care treci perspectiva ta limitată, în timp și spațiu, par a fi foarte grave. Da. Dar universul asta face. Te duce pe cele mai corecte uși pentru dezvoltarea ta spirituală. Întotdeauna. Nu există
universul. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Dumnezeu pe ușile alea te bagă. Fie că tu vrei, fie că tu nu vrei. Dacă nu vrei, suferi. Da? Adică nu ești aliniat, nu ești congruent și atunci dai cu capul lângă ușă până faci cu cuiu cât pumnul. Corect. Da? Când ai intrat pe ușă, lucrurile s-au limpezit. Bun, fii atent. După pauză o să te întreb cum să facem să nu suferim și să intrăm pe ușile potrivite din prima. Asta este problema pe care o avem noi de dezlegat în această emisiune. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu domnul Cătălin Iriciuc. Tema serii este atitudinea. Cătălin, nu putea fi nimeni mai potrivit decât un psiholog pentru tema asta. Cu siguranță am unul în platou, în carne și oase. Hai să discutăm cum facem să intrăm pe ușile potrivite în viață și să intrăm fără chin, fără să dăm cu capul prea mult de tocul ușii, fiindcă secretul este, după părerea mea, în atitudine. Construită pe sistemul de valori, având la bază motivațiile noastre, alegeri și așa mai departe. Dar hai să luăm următorul exemplu. Am 50 de ani, să zicem. Da? Am luat vârsta mea. Sunt mulți înainte, să fii sănătos. Și am, să zicem că am o viață de care nu am fost așa de mulțumit până acum. Inputul a fost cel care a fost, outputul nu m-a mulțumit. Până la vârsta de 50, 40, 60, 70, nu contează. Ce fac, ce schimb și pe unde? În așa fel încât să înceapă să meargă lucrurile ca unse în direcția bună, fiindcă atitudinea unge lucrurile, după părerea mea. Generic vorbind, nu există niciun moment în timp când pot să fac schimbări. În așa fel încât să-mi dau seama de valoarea reală a vieții. 50, 60, 70, 80, nu contează câți ani. 20, 15, 30. Oricând. Oricând pot să fac schimbări și pot să ajung să-mi trăiesc viața plinită. Da. Acum, sunt, din punctul meu de vedere, două aspecte. Pe unul l-am pomenit în prima parte a emisiunii. Fac lucrurile pentru spirit. Da? Fac lucrurile ca și când Hristos, Dumnezeu, Buddha, profetul Mahomed ar fi lângă mine. Și atunci le fac într-un fel. Tot generic vorbind, cealaltă parte ar fi să fac ceea ce spune Joseph Campbell. Călătoria eroului. Ce înseamnă călătoria eroului? Să am un motiv supraordonat mie pentru care fac lucrurile. Joseph Campbell spune într-o carte de-a lui: poți să faci călătoria eroului spălând vase în bucătărie. Da. Da? Și atunci, în momentul în care fac lucrurile în felul ăsta, adică drumul meu spre împlinirea spirituală să fie printr-o cale supraordonată mie, atunci nu mai dau cu capul de perete. Atunci ușa se deschide calea de la alea automate, știi? Pac! S-au deschis ușile și am trecut prin ele. Nu am multe variante din punctul ăsta de vedere. Adică întotdeauna eu trebuie să mă gândesc că fac parte dintr-un sistem pe care mintea mea nu-l poate înțelege. Nu mă refer la sistemul social sau al familiei sau microsisteme nu știu de care, da? Că lucrez într-o firmă sau nu știu unde. Sistemul ăsta mare în care eu îmi desfășor activitatea e atât de, cum să spun, de interesant și de inteligent și de complex, încât cu mintea nu-l pot percepe. Și dacă nu-l pot percepe, da, mintea mea începând să-mi spună, de exemplu, da, ăla ți-a spus așa, ok, valoarea ta este că să fii un om bun, dar merită prăjit, merită să-i fac ceva. Sau partea aia altă, da, partea aia altă. Sunt un om spiritual. Oricine poate să-mi facă orice, că eu sunt un om spiritual și nu reacționez. Lucru care e, de asemenea, absolut greșit. Exact. Da? Adică eu trebuie să păstrez, să merg pe un culoar. Echilibru. Exact.
trebuie să merg pe un drum și drumul ăsta al meu trebuie să fie cu flori pe margine, cu copaci, cu lucruri frumoase. Și nu pot să fac lucrurile astea în multe feluri. Și lucrurile astea au fost deja descoperite. Adică dacă citești o carte care îți prezintă o cale spirituală, vei găsi acolo felul în care se fac lucrurile. Oricare carte. Oricare carte. Într-un punct, totul se întâlnește. Da? Și spiritul, și religia, și valorile, și viața, și moartea, într-un punct totul se întâlnește. Asta e povestea. Lucrurile sunt foarte simple. Adică mintea mea le complică. Ele, în esență, sunt lucrurile sunt simple. Hai să o luăm din punct de vedere practic, să spunem ce trebuie făcut. De acord că spui bun să te gândești că Dumnezeu este lângă tine, dar mulți în momentul în care ar auzi treaba asta s-ar uita cu foarte multă teamă în spate. Aha, ok, minunat. De ce s-ar uita cu teamă? Că aici e întrebarea. Fiindcă îți dai seama, fiindcă ei știu că ceva din ceea ce fac nu este chiar în regulă. Minunat. Și atunci, ce am de făcut este să fac lucrurile în așa fel încât să nu mă uit cu teamă în spate. Nici în stânga, nici în dreapta. Să ai frică de Dumnezeu. Nu există treaba asta. Nu există. În sensul bun. Nu există. Frica e o poveste din trunchiul meu cerebral care mă face să supraviețuiesc în anumite momente. Da? Da. Bun. În afară de chestia asta, frica nu-mi folosește la nimic. Adică, cum ar veni, degeaba am deadline peste două zile și mi-e frică că nu o să fac, că e... Nu ține de supraviețuirea mea sau de pierderea nu știu ce... Nu se mută pământul de pe orbită dacă trec termenul cu o zi. Dar am frica, da? Curajul, cum spunea Robert Moss, e o calitate a inimii. Ori, calitatea inimii există în creștinism, în budism, în islam, în șamanismul american, peste tot. În toate religiile mari. Așa. Și atunci eu trebuie să schimb sistemul de valori. Mintea mea va spune întotdeauna că ceva nu e în regulă. Și eu nu trebuie să o cred, pentru că mintea este un stăpân mizerabil și o slugă perfectă. Și trebuie să fac în așa fel încât mintea mea să fie la locul ei și să fie utilizată când e cazul să fie utilizată. Și dacă trec în sistemul celălalt, atunci am dat seama că da, tu contezi în aceeași măsură în care contez și eu. Că eu fără tine pe pământ nu însemn nimic, să spun. Așa, generic. Adică faptul că eu te-am întâlnit pe tine înseamnă că tu faci parte din călătoria mea. Și trebuie să am grijă de tine și respectul pe care îl meriți. La fel cum am grijă de mine. La fel cum am grijă de mine. Adică exact ce ne învață Iisus Hristos. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Da. E foarte simplu. Vezi, nicăieri în cărțile sfinte ale niciunei religii nu scrie să îți anulezi instinctele de apărare. Spune că acele instincte de apărare pe care le ai tu să le extinzi și asupra aproapelui tău. Da. Da. Adică să-l vezi în el, să-l vezi pe Dumnezeu, la fel cum îl vezi și în tine pe Dumnezeu. E o carte care se numește Istoria lui Dumnezeu, dacă nu mă înșel, în care una din fraze sună așa: fiecare om este un avatar al lui Dumnezeu. Și cred că chestia asta a spus-o Rumi, nu sunt foarte sigur de... Dar citatul așa sună. Da, sensul este fiecare om este un avatar. Da, și atunci dacă... Eu degeaba știu lucruri dacă nu le aplic. În momentul în care aplic lucrul ăsta, lucrurile se... Tot ce se întâmplă în jurul meu se limpezește. Perfect. După pauză vreau să discutăm despre câteva exemple. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu domnul Cătălin Iriciuc, psiholog. Tema serii este atitudinea. Cătălin, spuneam înainte de pauză că o să te rog să-mi dai câteva exemple de oameni care și-au schimbat în bine atitudinea pe parcursul vieții și să-mi spui și cum s-a schimbat viața lor. Exemplele sunt foarte importante, fiindcă oamenii se raportează la exemple. Sunt de acord. Exemplele astea sunt destul de multe. Dacă preocuparea oamenilor este să le găsească, le vor găsi în cărți și sunt
toate religiile lumii prezintă exemple din experiențele lor de felul ăsta. Da, exemple de convertire, de transcendere. Exact, de transformare. De transformare, da. Hai să spunem așa, într-un da. Limbaj hey, normal. Unul dintre exemple. Milarepa. Da? Marele yoghin. Marele yoghin tibetan, Milarepa. Care la începutul vieții lui, în tinerețea lui, a fost un mare vrăjitor. Practicant al magiei negre, da? Da, care era foarte răzbunător, care a plecat, mă rog, de la un atac asupra familiei sale, în care unii din membrii familiei sale au fost omorâți, a apucat să practice vrăjitoria, să se răzbune, nu avea nicio limită în a folosi știința pe care avea. Se lăsa angajat în face răzbunări da. Profesioniste, cum s-ar da. Zice. Adică omul era bazat, știa ce face, aducea rău în lume fără niciun fel de problemă, până la un moment dat, când a hotărât să schimbe foaia. Când a hotărât să schimbe foaia... Un fel de Darth Vader, apropo de călătoria exact. Eroului. Da! Războiul Stelelor a fost făcut după cartea Eroul cu 1000 de chipuri. Asta o spune exact, asta George o spune Lucas. Chiar George Lucas, da. Da. S-a schimbat, a ajuns la un yoghin tibetan care, urmând calea vremii, l-a ținut un an de zile să-i sape pământul și să facă lucruri. Marpa. Da. Deci a trecut prin toată... Un țăran din Tibet, care era practicant al sistemului yoga, extrem de modest. Da. Și care l-a făcut pe... L-a ajutat pe... Să-și spele păcatele, cum am zice noi. Să se transforme. Să da. Se transforme, și a ajuns da. Unul dintre modelele budismului tibetan. Da. Venerat astăzi de către da, credincioșii lor și așa mai departe. Da. Uite, să-ți dau exemplu din istoria României. Ștefan cel Mare a fost un voievod care a purtat după capul meu, cred că cele mai... A, și a avut o domnie lungă, dar a purtat vreo 37 de războaie. Nu mai știu dacă a mai 47. Fost... 47. 47 de ani a domnit. A, nu, 47 de ani a dormit, și da. Și 37 de războaie a avut. Tu trebuie să știi că ești mai aproape de moldoven decât născut, decât sunt eu. Deci a doua biserică a lui Ștefan cel Mare, prima fiind dărâmată, bombardată în timpul primului război mondial, este în satul în care m-am născut eu. În Pătrăuți. În Pătrăuți. Da. Și are o pictură absolut fabuloasă. Absolut fabuloasă. În fine. Da. Deci omul ăsta, după ce a purtat 37 de ani, după ce a purtat războaie multe... Și a construit tot atâtea biserici câte războaie a câștigat. Da. Da. Ei, a murit ca monah. Da? Deci el nu a fost îngropat cu fază. El a fost îngropat ca monah. Alexandru Lăpușneanu, cel care, mă rog, a fost omorât, dar a fost îngropat la mănăstire, în mănăstirea Slatina, cred, ca monah. Da. Deci, la sfârșitul vieții, oamenii, noi toți știm care e calea. Indiferent de, în afară de cazurile patologice, da? Unde, mă rog, cazurile patologice, dar oamenii normali știu care e calea. Oamenii normali, de regulă, amână momentul. De mâine o să fiu om bun. Astăzi mai fac o ghidușie, mai fac o șmecherie. Cea mai mare minciună a studenților, știi care e, nu? De mâine mă apuc de învățat. De mâine mă apuc de învățat, așa, exact. Exact. Amână să-și asume oamenii. Da. Nimeni pe pământ nu este responsabil de felul în care îmi trăiesc eu viața. Nimeni pe pământ, în afară de mine. Eu sunt singurul responsabil cum mă raportez la oameni, la familie, la lume, la țară. Eu sunt singurul responsabil să am un trai bun. Eu pot face oricând trecerea dintr-o parte în alta. Exemple sunt nenumărate. Vreau un exemplu de la anul 2000 încoace, București, România. Astea sunt exemple istorice, dar oamenii se gândesc că poate ei nu vor fi niciodată Ștefan cel Mare, nu vor fi Milarepa. Nu știu. Din 2000 încoace în București, nu știu pe nimeni care să fi făcut transformarea asta. Nici n-am urmărit. Nu atât de radicală. Nu vine nimic în minte în momentul de față. Tu știi pe cineva? Da, ar cam fi câteva. Ajută-mă. Ar cam fi câteva persoane. Uite, am să spun despre un băiat tânăr care a terminat liceul, s-a dus la facultate
și s-a gândit că în momentul când a început facultatea, ea este ca și terminată, el nu trebuie să mai facă eforturi, totul va merge de la sine. În paralel cu asta și-a deschis o mică afacere, care între timp a devenit o afacere spre medie. A început să câștige bani, peste un an și-a luat o mașină scumpă și a început să meargă cu ea prin București. Și fii atent ce s-a întâmplat. Într-o bună zi, ajunsese foarte arogant din cauza banilor. Cunosc persoana, deci este un cunoscut al meu. Ajunsese foarte arogant din cauza banilor și într-o zi, fiind în aglomerație în centrul orașului, a auzit salvarea cum vine din spate. Și a zis, eu nu mă dau la o parte pentru toți fraierii. Exact asta au fost gândurile lui. Gândurile lui. Și a ținut coloana vreo 5 minute să nu să blocheze în așa fel încât salvarea să nu se dea la o parte. Până la urmă, nu știu cum s-a făcut că s-a dat la o parte și între timp l-a sunat tatălui pe mobil și a spus, vezi că maică-tii a fost rău, este în salvare în drumul spre spital. În salvare era chiar mama lui. E o experiență, na, ce deci, să spun? Acel om nu a mai fost nicio secundă arogant. Mama lui au reușit să o salveze medicii, a fost bine, era vorba de o problemă cu inima. El s-a întors la școală, a început să învețe din nou și a luat examenele, a terminat al treilea facultatea. Afacerea îi merge bine, exact, la ora actuală. Deci uite un exemplu. E un pic, sună un pic așa epic, dar este chiar adevărul. Deci este un exemplu pe care nu l-am modificat cu nimic. De obicei modific un pic poveștile când le spun în public, fiindcă nu... Evident, să păstrăm... Are rost, dar aici există chiar și acceptul persoanei. Da. Pentru a povesti lucrurile așa cum au fost. Mi-a venit în cap și mie acum un exemplu a unui... O secundă. Scuze-mă, da. Da, nu, o secundă i-a schimbat atitudinea. Da. Așa este, da. Păi așa se întâmplă lucurile. Dumnezeu îți dă un semn câteodată. Întotdeauna. Când Dumnezeu te iubește și ne iubește pe toți, ne dă semne. Întotdeauna. Doar că noi alegem peretele, nu Dumnezeu. Dumnezeu, ușa e lângă. Eu mi-am amintit de un exemplu a unui tip care a fost ofițer cu experiență pe teatre de operații, cu tot felul de lucruri, a trecut în rezervă. După ce a trecut în rezervă, a avut o perioadă, hai să spun așa, mai tristă, adică a fost la prins depresia, s-a gândit că nu mai are nicio utilitate și la un moment dat a venit în cap povestea despre spirit. Băi, dar stai un pic, eu pe pământ nu sunt degeaba. Poate că... Eu ce caut aici? Exact. Poate că toată povestea până acum a fost ca să capăt o disciplină. Poți să folosești disciplina asta într-o căutare spirituală? Evident că a putut. E o unealtă extraordinară disciplină în căutarea spirituală. Evident. Și am stat de vorbă cu omul ăla, mi-a povestit, băi, nu există zi eu să nu fac meditații. Mă simt minunat, mi-am dat seama, da, știu ce am făcut, știu care e povestea mea, am înțeles povestea mea, am înțeles trecutul meu, l-am recadrat, e absolut tot în ordine. Știu ce mă așteaptă când trec dincolo. El mi-a spus un lucru foarte interesant. Mi-a spus, știi de ce spiritele pleacă la cer? Așa. Și mi-a spus, da, stai seama, de ce pleacă la cer, nu se duc în altă parte. Pentru că nu mai au masă, nu mai sunt atrași de gravitația pământului. Mi s-a părut o chestie absolut senzațională când mi-a spus lucrul ăsta. Foarte interesant, exact. Da, ca revelație, interioară despre sensul ascuns, să zicem, al greutății și al spiritului. Exact. La nivel simbolic, o revelație extraordinară. Da, omul ăsta a descoperit lucrul ăsta meditând. Și nu nefăcând, adică că nu face din astea sisteme în judecare. Nu. Se relaxează, respiră, e toată treaba bună. Da. Deci sunt exemple și oamenii se transformă și sunt foarte mulți oameni. Mie mi se pare foarte interesantă căutarea asta a spiritului la poporul român. E o căutare perpetuă. De asta se fac cozi
la Sfânta Paraschiva sau, oameni, sau se, workshop-uri nu știu de care, se fac workshop-uri. Și e plin. Și e plin. Oamenii caută lucrul ăsta. Oamenii vor interesant. Să se transforme. Oamenii caută catalizatori pentru transformare. Exact. Care sunt cei mai buni catalizatori pentru transformare, după părerea ta personală? Primul lucru este intenția mea de a mă transforma. Ăsta e primul catalizator. Eu, mie mi-a plăcut mult, mi-au plăcut cărțile lui Castaneda. Și da. El, acolo, într-una din cărți, Don Juan îi spune așa, maestrul este necesar doar pentru a pune discipolul la treabă. Exact. Da, deci nu face altceva. Oricum, maestrul apare când discipolul este pregătit. Nu evident. Apare aiurea. Da, dar mai mult de atât, deci dacă ești disciplinat și perseverent și faci lucrurile într-o anumită ordine, să spun așa, n-ai nevoie de maestru. Dar faptul că oamenii caută, unde cred eu că e o poveste, este de asumare. Adică, băi, da, mă duc într-o grămadă de locuri, aflu o grămadă de informații, dar informațiile din cap nu-mi folosesc la nimic, sunt doar în cap. Eu trebuie să am o aplicare practică a lor în viața mea. Degeaba știu că valorile mele trebuie să fie într-un fel, dacă și, cum să spun, mi le și asum cumva. Adică, stai puțin, eu sunt băiatul bun, la mine contează asta, libertatea, nu mai știu, iubirea, sau știu eu mai... Dacă nu le aplic. La primul incident în trafic încep să mă comport, nu? Bizonul din trafic, cum era o poveste, da? Degeaba se întâmplă lucrurile astea. Nu, trebuie să-mi asum trăirea asta. Și trebuie să o aplic. Și lucrurile nu sunt complicate de aplicat. Adică chiar dacă mă uit cu... Bă, mi se ridică părul pe ceafă când mă uit în spate că e Dumnezeu acolo, măcar am un sprijin, măcar știu cine e în spatele meu și de aici încolo pot să fac lucrurile și într-un fel. Și măcar știu că cine este în spatele meu este cel care mă ajută. Exact. Că asta va face viața mea să fie mai bună. Da. Și aici e povestea că toată căutarea asta nu are neapărat legătură cu partea materială. Deci nu are legătură. Eu, ca să fiu un om împlinit și fericit... Nu trebuie să fiu nici bogat, nici sărac. Exact. Nu contează partea spirituală. Banii trebuie să fie nici prea mulți, nici prea puțini în viață, în așa fel încât să nu te preocupe. Asta este părerea mea... Da, bineînțeles. Personală. Evident. Eu nu sunt unul din ăla care spun că banii nu sunt buni. Sunt foarte buni. Contează câtă valoare, câtă pondere au în capul meu banii respectivi. Și există oameni cu bani, care, mă refer la nivel mondial, cunoscuți, care sunt oameni foarte la locul lor. Eu am deci cunoscut, se pot da exemple. Eu am cunoscut oameni cu poziții sociale înalte, cu bani, care sunt absolut ok. Deci, când spun că sunt absolut ok, sunt absolut ok. Deci, fără niciun fel de fumuri în cap, știu foarte clar care e viața lor, care e povestea lor, sunt foarte, foarte în regulă. Oameni cu bani mulți și oameni cu poziții sociale înalte în România. Da. Nu, eu mă refer și la nivel mondial. La nivel mondial l-am cunoscut. Nu-i cunosc, dar cel mai celebru... semnalizarea mea emoțională îmi spune că sunt ok. Deci... Cel mai celebru om pe care îl cunosc e Robert Moss, ca să spun așa, care e o figură fabuloasă. Da. Da. Bun. Din nou scurtă pauză și ne pregătim pentru rubrica de carte. Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu domnul Cătălin Iriciuc, psiholog, care are să ne prezinte o carte foarte interesantă. Cartea se află la mine pe genunchi. Cătălin, te rog să spui tu despre ce e vorba. E o carte care mie îmi place foarte mult. E o carte a lui Alberto Villoldo. Aș vrea să încep prezentarea cărții din altă Alberto parte. Villoldo, doctor în științe, da? Doctor, hai să știința, spunem și cine este. Ca doctor în științe, antropolog, unul dintre primii 10 promotori a șamanismului. Și antropolog de renume mondial, da, adică foarte nu orice antropolog. Da. Da. Aș vrea să încep prezentarea cărții dintr-o altă perspectivă. Adică există o carte care se numește Tehnici de hipnoterapie. În cartea asta, la un moment, Barabas și Watson. Așa, ok. În cartea asta...
se spune la un moment dat că în cazul unor evenimente psihice puternice, traumatice, să spunem așa, apare disocierea. Și în regresia hipnotică ne putem întâlni cu părți din noi fixate în timp. Da. Ok. Așa numitele părți de suflet, bucăți de suflet. E, bun. Dacă traumele sunt multiple și așa, se poate ajunge la ceea ce se numește personalitate multiplă ascunsă. Lucrurile astea, prin tehnici terapeutice, se pot rezolva. Nu e niciun fel de problemă. Cartea lui Alberto Villoldo prezintă sistemul șamanilor Lakota de vindecare a sufletului. Prin sistemul lor este cu trei lumi, lumea de sus, lumea de mijloc și lumea de jos. Și lumea de jos, da. Da. Alberto Villoldo în carte prezintă felul în care putem călători în cele trei lumi. Are transe făcute, trebuie înregistrate ca să funcționeze. Da. Cum putem călători în cele trei lumi ca să ne vindecăm trecutul și să ajungem la un viitor minunat. Pleacă de la o poveste foarte interesantă. El e cubanez. Da, și a imigrat în Statele Unite după Revoluția lui Fidel Castro, a studiat, mă rog, a ajuns. Însă el, povestirea pe care o prezint, de la care pleacă, este povestea lui Percival. Felul în care omul ăsta a căutat toată viața lui Sfântul Graal. Spune că la un moment dat în tinerețe a ajuns, era castelul regelui Pescar. Și el avea depus o întrebare. Cui folosește Graalul? Și a ajuns acolo, regele Pescar era rănit, toată lumea se distra, era seară, toată lumea era o petrecere. N-a avut curaj să pună întrebarea. Dimineața când s-a trezit, totul era pustiu. Și a plecat mai departe. La un moment dat, la curtea regelui Arthur, a venit o vrăjitoare care a scos la lumină toate lucrurile rele. A fost oglinda, a dat preșul la o parte. Deci, de fapt, tu ăsta ești. Și ăsta a început din nou călătoria și a mai avut șansa să ajungă la palatul regelui Pescar spre sfârșitul vieții, la bătrânețe. Și atunci a pus întrebarea. Eh, plecând de la această poveste, Alberto Villoldo prezintă tehnicile prin care vindecătorii Americii Centrale fac călătoria pentru vindecarea sufletului, pentru recuperarea sufletului și pentru proiectarea unui viitor. Da. Uite, Cătălin, fiindcă tot ai adus în discuție acest exemplu, îmi doresc să facem la un moment dat o emisiune despre întrebări. Sună interesant. Este un subiect foarte important pentru viața noastră, fiindcă știu că și tu ai aceeași părere cu mine în privința asta, o întrebare bine pusă conține în ea răspunsul, dar, după părerea mea, noi adânc în interiorul nostru, undeva foarte adânc, noi știm răspunsul la orice întrebare. Sunt de acord cu tine. Nu vrem. Nu ne asumăm. Să-l aducem la suprafață, da. Deci, apropo de faptul că s-a dus a doua oară la bătrânețe, la regele Pescar și așa mai departe, eu sunt convins că eroul poveștii știa, de fapt, răspunsul. Da. Și călătoria asta a doua oară către regele Pescar a fost și ea inițiatică. Păi trebuia să-și termine treaba. Asta era povestea lui pe pământ. Să rezolve, să-l facă bine pe regele Pescar și să rezolve... Da. A ne schimba atitudinea în bine. Este o poveste inițiatică? Depinde de felul în care o privesc. Eu privesc lucrul ăsta ca pe ori... îmi privesc viața ca o poveste inițiatică. Cu siguranță că este sensul vieții. Așa o privesc eu. Cei din jurul meu s-ar putea să nu o vadă la fel. Din perspectiva asta am niște iluminări, așa, niște experiențe absolut senzaționale. Absolut senzaționale. Unele sunt de duioșie, cum să spun, foarte profundă. Altele sunt din astea, sclipiri ale spiritului. Băi, lucrurile se uite, se întâmplă așa pentru că asta e cauza sau ăsta e motivul sau ceva. Da? Asta e atitudinea mea. Dacă atitudinea nu-i corectă, dacă valoarea nu-i corectă, dacă atitudinea nu-i corectă, atunci viața mea nu-i corectă. Nu-i complicat. Să-mi schimb atitudinea dintr-o parte în alta nu-i complicat. Nu-i complicat. Ideea e să am intenție, să am dorință. Pe urmă,
pot să o fac singur, pot să mă ajute cineva. E irelevant modul în care ajung acolo, pentru că ăla... Da, este și nu este, fiindcă, vezi, e vorba de transformarea noastră în viață. Știi care e, știi care e cel mai important lucru e la foarte adevărat, dar știi care e treaba? Treaba asta. E ca și cum ai avea o cascadă pictată pe perete și crezi că ăla e adevărul. Și n-ai curaj să ieși din casă, să te duci în spate și să te uiți la munte să vezi cascada adevărată. Da. Asta face diferența. Atât de simplu e. Deci eu n-am de făcut decât, să spun, 10 pași, dar e mult 10 pași, ca să văd cealaltă față a monedei, cea elegantă. Pentru că, hai să fim serioși, nu suntem Milarepa, sau nu ne propunem să ajungem acolo, că... dar să trăiesc într-un sistem bun, asta înseamnă sistem de valori, sistem de atitudini, comportamente, să trăiesc într-un sistem bun, pot cu mare ușurință. Cătălin, tu știi vorba aia, e simplu, dar nu e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor, că dacă dau preșul la o parte și ies balaurii de acolo... Exact. Da, o să mi se strângă stomacul, o să... Ți se face inima cât un purice. Da, e foarte adevărat. Și trebuie să-ți asumi și mai mult. Dar la un moment dat, lucrul ăsta se va întâmpla oricum. La un moment dat, că vreau sau că nu vreau, Dumnezeu va trage preșul. Va spune, ia uite aici, prieten. Ia uite ce ai adus cu tine. Exact. Da. Ultima pauză din emisiune. Recomandările săptămânii se realizează în această seară alături de domnul Cătălin Iriciuc, psiholog. Am două recomandări foarte simple pentru dumneavoastră, în afară de cartea doctorului Alberto Villoldo. Una ar fi, pentru cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre activitatea domnului Cătălin Iriciuc, puteți să accesați site-ul personal al domniei sale, cătălin-iriciuc.ro. Și a doua, în cazul în care doriți să-i adresați întrebări, o puteți face pe rețelele de socializare, unde contul este pe același nume ca și în viața reală, Cătălin Iriciuc. Acestea fiind zise, Cătălin, îți mulțumesc pentru participarea în emisiune și am să te rog să spui acum cea mai frumoasă frază despre atitudine pe care o poți spune tu în momentul actual. Uite, așa se ridică ștacheta la maxim. Da. Ce mi-a venit? Îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc. M-am simțit minunat în emisiunea asta. Și cred că ar fi să spun așa. Ar fi minunat ca atitudinea mea față de oameni să fie aceeași pe care o doresc de la Dumnezeu față de mine. Asta ar fi... Da. Excelent. Într-adevăr. Așa să dea Dumnezeu să fie. Îți mulțumesc încă o dată, Cătălin, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, vă doresc o săptămână minunată. Să ne revedem sâmbăta viitoare cu bine, în jurul orei 19, numai și numai la televiziunea 6 TV.